Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am să fac un unboxing și un mic review la un umidificator. Este foarte bun un umidificator pentru, eu știu, pentru o locuință, pentru cineva care are, eu știu, are aerul prea uscat în locuință și este foarte bun pentru a face umiditate în aer, dacă este foarte puțin. Umiditatea care trebuie ajută foarte bine și când dori și, bineînțeles, la respirație. Te ajută foarte mult. Nu îmi găsesc eu cuvintele acum. Haideți să vedem să facem unboxing-ul. Să facem frumos cutia. Eu am luat un umidificator, că eu sunt unul care când ia ceva, adică cât de cât bun, să fie o marcă bună și să, adică marcă bună, nu neapărat o marcă bună, dar să fie ceva bun, adică să mă mulțumească pe mine. Mie nu-mi trebuie pentru umiditatea în cameră, mie îmi trebuie pentru alte chestii, vreau să fac eu alte chestii, dar o să vedeți voi în alte clipuri. O să vedeți în clipurile mele pe canal. Așa, aici avem un manual de instrucțiuni. Văd că avem și o pensulă așa de curățate pentru curățat. Astea cred că e pentru umiditate sau nu știu ce, sunt niște filtre. Vom vedea după aceea. Haideți să vedem mai departe. Aici avem umidificatorul propriu-zis. Îl scoatem din cutie. E ușor, e foarte, foarte ușor. Este un umidificator de 6 litri, este încăpător, deci poți să pun 6 litri de apă în el. Nu mai avem nimic, e goală cutia, o dăm deoparte. Hai să îl scoatem din ambalaj. Este un umidificator cu ultrasoni. Aici avem gura pe unde ies aburii de umiditate. Avem 3 nivele de reglaj. Avem pe 3 nivele cât vrem noi, câtă umiditate vrem să ne dea. Să zicem că are o capacitate de 42 de metri pătrați, cam atâta reușește să umidifice o cameră de 42 de metri pătrați. Este chiar bine. Acest umidificator pe care l-am luat eu funcționează și cu e-smart, să zicem așa, e-smart. Funcționează și cu alt telefonul, are aplicația lui, va trebui să o descarci și aplicația. Și poți să o controlezi și cu Google Home sau cu Alexa. Poate fi controlat cu Google Home sau Alexa. Imediat o să vedem. Aici avem butonul de power. Deci aici avem butonul de power. Aici avem, cred că, intensitatea, cât vrem să-i dăm umiditate. Aici avem și o lampă, să-i dăm lumină. Și aici, dacă vrem să-l dăm pe timp de noapte, să zicem că e o opțiune specială pentru noapte. Îți reglează el umiditatea în cameră, practic are un senzor și îți reglează umiditatea cât vrei tu să ai în cameră. Adică îți face umiditatea exactă cât îți trebuie. Se alimentează la priză, la 220. Hai să desfacem niște scociuri de aici. Ăsta este, să zicem, rezervorul unde vine apa. Apa se pune pe undeva pe aici, pe sus. Hai să vedem. Da, pe aici pe sus se pune apa, deci are capiență de 6 litri. Iar aici văd că avem, asta e plutitorul, aici avem un plutitor, ăsta este plutitorul, nivelul apei cât să vină în el. Și aici avem un, ăsta se poate pune și uleiuri aromate, parfumate, se pot pune și uleiuri parfumate în el, dar o să vedem imediat unde se pune, că nu se pune aici. Deci funcționează și cu uleiuri parfumate, dacă vrei să pui. Imediat o să-l aprinde și o să vedem cum funcționează. Umidificatorul este de la Levoit, modelul clasic 300S. Are o capacitate de 6 litri și o durată până la 60 de ore, deci cu apa care o are în el durează până la 60 de ore, dar bineînțeles că nu o să stai să uiți de el, așa că o să-l umpli din când în când. Are mai multe funcții, are și lumină, de exemplu dacă vrei să-l folosești pe post de lampă noaptea, are să-l pui și pe automat, dacă vrei să-l pui pe timp de noapte, să se vadă lumina mai, ca să nu te deranjeze. Lumina mai mică, puterea mai mică și este recomandat să puneți apă filtrată sau demineralizată. Practic, că dacă pui apă direct de la ghiuvetă,
se lasă, se depune calcar și se poate deteriora foarte repede umidificatorul, pentru că el are o membrană acolo care, cum să spun, acea membrană e prin ultrasonii și se depune calcarul acolo și după un timp, dacă se depune cât mai mult calcar, după aia nu va mai funcționa cum trebuie. Așa că eu am luat niște apă doar ca să-i fac o probă, o mică probă, să vedeți și voi. Se dă capacul ăsta jos, așa, dăm și pe ăsta jos și vom pune apă în ea. O să pun jumătate de litru, cred că e îndeajuns cât să-i fac o probă. Așa, jumătate de litru, eu zic că ajunge pentru o mică probă. Îi punem capacul la loc și apoi îl vom pune aici. O să-l bag în priză, o să-l bag la curent, să vedem dacă s-a aprins, nu s-a aprins. Trebuie să-l aprind eu atunci. E touch, din câte văd, este touch, deci are senzor de... când apeși pe el. Da, el are și automat, să zicem așa, umiditatea. El are un senzor de umiditate. Dacă simte umiditatea mai mare de 50%, se va opri. Deci nu îți va produce umiditate mai mare. Dar dacă vrei mai multă umiditate, vrei mai mult și vrei să-l oprești, îl poți opri din aplicație. Imediat o să vă arăt, încă nu știu, dar o să vă arăt, o să vedeți împreună cu mine. Deci ăsta este butonul de power. Aici avem nivelurile de umiditate, de vapori. Deci avem 3 nivele de vapor cât vrem să-i dăm noi. Așa, și să vedem, îi dăm, dar oricum el nu pornește pentru că depășește umiditatea. Va trebui să-l dezactivez. Am aprins și lumina, de aici aprindem lumina. Avem 3 nivele de, nu, 2 nivele avem de lumină, mai mare și mai mic. Deci nu este, uite, ca să vedeți și voi, are un beculeț acolo care luminează. Ăsta e bun spăpoși de veioză. Ok, aici avem să-l programăm, să-l punem pe, stai, pe timp de noapte. A, da, ăsta îl punem pe timp de noapte dacă vrem să se stingă display-ul, să nu ne deranjeze. Apăsăm aici și display-ul va rămâne stins. Ea funcționează, dar nu se va mai vedea display-ul, pentru că poate nu vrem să ne deranjeze și nu vrem să-i dăm lumină. Haideți să vedem și aplicația. Eu deja am descărcat aplicația. Imediat o să intru în aplicație. Deja am descărcat-o, dar nu am intrat în ea. Aplicația se numește V-Sync. O găsiți pe Google Play. Bineînțeles că aveți și instrucțiunile în cutie. Și acum hai să vedem să adăugăm dispozitivul. După câteva minute bune am reușit să-l și configurez. Mi-a luat ceva timp, că a fost și niște update-uri de făcut și așa că mi-a luat ceva timp. După cum observați, deja a început să funcționeze. Avem aici în aplicație, avem cât vrem să-i dăm noi umiditate. Avem aici nivelul. Dacă vrem să-i dăm nivelul de... Aici avem, uite, că avem mai multe... Pe aplicație avem mai multe nivele de umiditate, deci îi dăm drumul. Câți vapori de umiditate vrem să ne dea. După cum observați, avem aici intensitatea. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nivele de abur. După cum observați, uite, dau de nivelul ăsta și cu cât îi dau mai mult, cu atât se accentuează aburii. Nu știu dacă se observă pe cameră, dar cred că se observă. Am să-i dau la maxim și o să vedeți că face și mai mult abur. Cu cât îi dau mai mult, cu atât face mai mult abur. Deci putem să o controlăm în aplicație și este mult mai ușor, mult mai comod. Deci chiar am făcut o alegere bună, este smart. Apropo, nu fac nicio reclamă, nimic, nu mă sponsorizează nimeni, dacă voi credeți asta. Eu am luat-o pentru mine, pentru că îmi trebuiește pentru mine. O să vedeți imediat în următoarele clipuri când o să postez și o să vedeți pentru ce o să-mi trebuiască asta. Mie nu trebuiește neapărat pentru cameră, pentru că în cameră am umiditatea necesară care trebuie, de 50%. Eu am nevoie pentru alte chestii. Așa, avem aici pe auto, să dăm pe automat. Deci, practic, după cum observați, s-a oprit. Pentru că ea a ajuns la nivelul care îi trebuie, care este setat la 50%. Când coboară sub 50%,
să zicem că ajunge la 45%, ea pornește automat. După ce a ajuns la nivelul de 50%, să zicem 50 și ceva la sută, se oprește, după cum ați observat acum. Deci în funcție după cum o programezi, după cum o pui tu. Aici avem manual, bineînțeles, ce asta de mijloc, deci o programezi tu manual, nu mai are nicio treabă, nu se mai oprește, va funcționa în continuu. Și aici, pe timp de noapte. Aici o reglăm pe timp de noapte. Aici avem butonul de on-off, practic avem butonul de power, o oprim. Aici avem lumina, după cum observați, s-a și aprins lumina. Nu știu dacă se vede pe cameră. Avem și lumina, îi dăm intensitatea. Are două nivele de lumină, de intensitate, deci... Așa. Aici, dacă vrem să o programăm, avem și opțiunea de a o programa. Dar în fine, nu intru prea multe în detalii. Și aici avem și timerul. Avem un timer, îi dăm noi cât, pentru cât timp vrem să funcționeze. Eu știu dacă e, de exemplu, pe timp de noapte, nu vrei să o lași poate toată noaptea. Sau eu știu, pe timp de zi, vrei să o lași, nu știu. Și am impresia că asta poți să o controlezi, cred că nu, de la distanță nu cred. Sau s-ar putea să o controlezi și de la distanță, nu știu. Tot ce e posibil. Avem aici setat și un, avem la o oră, două ore, patru ore, până la opt ore. Deci dacă vrem să programăm. În fine. Mai avem alte opțiuni. Mai avem aici alte opțiuni. De exemplu, dacă noi vrem să depășim, de exemplu, pentru ceea ce îmi trebuie mie, mie trebuie mult mai multă umiditate. Așa că pot să-i dau la maxim. Maximul este 80% umiditate. Este, să zicem, ok pentru ceea ce îmi trebuie mie. Și dăm de aici și dăm umiditatea până la 80%. Ea deja a pornit, după cum observați. Chiar, nu știu, chiar mă uimește și pe mine, sincer să vă spun. Nu mă așteptam să fie așa de smart. Chiar atât de smart. În specificații, cum am citit eu când am luat-o, am văzut că are funcția asta smart. Dar nu mă așteptam că este chiar atât de smart. Deci pot să controlez absolut tot. Și foarte ușor, foarte simplu. Uite, dacă vrem o și oprim și gata, am oprit-o. S-a oprit. Deci, este super ok. Și încă ceva, că era să uit. Pentru uleiul, în fine, nu ne mai trebuie acum aplicația. Pentru uleiuri esențiale, nu ne recomandă să punem aici. Deci nu este ok să punem înăuntru aici. Deci nu se pune înăuntru. Are un, să zicem așa, un sertar separat unde se pune și uleiurile esențiale parfumate. Avem aici în spate un sertăraș, apăsăm pe el și iese sertarul. Și aici în sertar avem un burete, să zicem așa, o bucată de burete în care se pune uleiurile esențiale. Se pune aici, eu știu, o picătură, două, cât vrei tu de intens să fie parfumul în cas. Și după aceea îl băgăm la loc. Că vă arătam la început când am făcut unboxing-ul că avem aceste bucățele de material, de burete, nu știu ce sunt. E un material, nu e chiar un burete, de un material în care se îmbibă uleiul. Deci astea sunt pentru schimb. De exemplu, eu știu, ca să, de exemplu, tu vrei un anume parfum. Pui pe buretele ăsta care este înăuntru, pui un, eu știu, să zicem, de portocală, dau și un exemplu. Ca să nu le amesteci, îi schimbi buretele și vrei să pui, eu știu, de căpșuni. Eu vă dau un exemplu acum, nu știu ce mirosuri vă plac. Pui pe alt burete de căpșuni și ăsta să zice că îl pui de, eu știu, de liliac, miros de liliac. Deci, ai, să zicem așa, dacă vrei să nu îmbini mirosurile. Că poate, ce știu, te plictisești de un miros și vrei să-l schimbi. Automat arunci buretele ăla și l-ai de schimb. Bineînțeles că probabil se găsesc astea să le cumperi sau poți să pui și tu să găsești o bucată de material asemănător cu ăsta și nu este o problemă asta. În fine, cam asta este tot, oameni buni. Asta am vrut să vă arăt și să vă spun. Cam aici se încheie clipul meu. Dacă aveți întrebări și nelămuriri, lăsați în secțiunea de comentarii. Dacă apreciați clipul meu, nu uitați să apăsați butonul de like și, bineînțeles, nu uitați să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să ne vedem cu bine până data viitoare.
Pa, pa, oameni buni! Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be, pieces of my mind.